Salutare mei, eu sunt Radu și bine v-am regăsit la un nou episod de Last Day on Earth. Înainte de a zice absolut orice, vreau să vă zic că îmi pare rău că n-am mai postat de vreo două săptămâni. Săptămâna trecută am încercat să fac un live, dar n-a mers, m-a cam părăsit netul. Și probabil vă întrebați, bă, dar unde a dispărut Radu că n-am mai postat de vreo două săptămâni? Păi am avut treabă, am școală, am antrenamente și gândiți-vă că vin mor de obosit acasă și nu mai am niciun chef de filmat sau alte chestii, efectiv mă duc, fac o baie și mă culc. Și na, cam asta e și acum am prins puțin timp ca să pot să filmez. Sper să nu fie nicio problemă și sper că mă înțelegeți. Bun, astea fiind spuse, înainte să fac ferma, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe, pentru că mai bine de 40% dintre voi sunteți neabonați, și nu uitați să vă activați și clopoțelul neapărat. Bun, acum o să deschid frumos această mașină, da, nimic interesant, deja știți cum se face ferma, nu mai rost să zic. Îl batem repede pe băiatul ăsta. Probabil vă întrebați, bă, dar de ce n-ai făcut ergonomic handle pe Sawblade? Păi, pentru că nu m-am mai jucat în ultimul timp și am fost cam inactiv, nu prea am putut să consum Sawblade-uri, pentru că toate Sawblade-urile mele din bază sunt noi nouțe, sunt neatinse. Și dacă aș băga 5 Sawblade-uri de genul, practic fac waste și nu vreau să fac waste. Mai bine adun eu toate cele 5 Sawblade-uri în timp și na, aia e. Până la urmă nu mă deranjează, pentru că în momentul de față am cea mai mare critică din joc. Am Crane-ul și Diablo. Ergonomic handle e mai mult pentru viteză și te-am văzut durabilitate, din câte știu. Bun. Hai băia, tu du-te. Perfect. Jbang a dispărut. Îl batem repede pe marafetul ăsta. Așa. Îl luăm și pe ăsta. Bun, luăm soblu. De fapt, întâi să verificăm această căpiță. Da, ce bine că am verificat-o. Perfect. Și nu v-am arătat noul sezon. Nu m-am uitat peste el, practic e prima oară când îl văd, dar mă uit așa repede să văd. Opa. Drăguț, se putea și mai bine. Da, cam la fel ca sezonul trecut, deci nu-i mare chestiune. Opa, ăsta m-am văzut, nu-i bine. Da, deci ca sezoanele trecute, nu e mare șmecherie, arme, armuri. Bun, l-am bătut și pe ăsta, vreau să bag niște heal, perfect. Mă duc frumos pe aici prin spate. Îl omor pe băiatul ăsta. De aici nu este nimeni. Au ieșit din partea elaltă, nu-i nimic, că-i batem. Nice, am văzut și unde este cutia albastră, perfect, am bătut partea asta. Să vedem ce avem pe aici. Am înțeles. Ăsta e dăm critică. Am încercat să-i dau critică și eu lui, dar nu merge. Da, aia e.
Bun. Mă pun frumos pe couch. Așa. Îi dau și astuia repede o critică. Jbang. Perfect, deschis și cutia asta, mă rog, cutie poștală. Mamă, cupon verde. Ok, am crezut că sunt rideri. Dar nu-mi plac ăștia pentru că îți sparg armura și nu e tocmai bine. Perfect, i-am pătut și păștia. Merg frumos aici. Îi dau ăstuia mare critică. Opa. Îi dau și ăstuia critică. Și l-așteptăm frumos la wall prick. Da, am încercat să-i dau ăstuia, cred că, dar n-a mers. Acolo este de noroc. Dacă te duci prin spate, ai șanse să te vadă, ai șanse să nu te vadă, adică e jumi-juma, să zic. Perfect. Gândiți-vă că am avut ferme, am avut 3 ferme la rând când ăsta m-a văzut și am avut alte ferme când efectiv nu m-a văzut deloc. Ok, să văd cum îi fac eu ăstuia aici mare. Am înțeles. Haideți băieții. Perfect, au omorât și păștia. Punem așa niște heal. Mai băgăm și noi niște heal. Schimbăm arma. Ce aveam, katana, așa aveam. Și să vedem ce avem pe aici. Din căpița asta nu iese nimeni. Aici nu mai e nimic. Perfect. Așa. Și ar fi bine să vină și Ravagerul. Uite-l. Bun, și să vedem cine dă Ravagerul. Era bunonos. Perfect, am luat 10 cârpă. Ne facem 2 bandaje, ca de obicei. Așa, punem înapoi Soulblade-ul. Băgăm și așa niște heal. Perfect.
aici să vedem ce avem. Aha. Și dacă îl iau pe ăsta mă văd toți, da. Bun, i-am bătut și pe ăștia, de i-am rupt, perfect, nu știu câtă armură mai am, o, am destulă. Așa, vreau să-i mai bat pe aia de sus și după iau cutia, o pun și să vedem dacă, în momentul în care o pun, să vedem dacă iese cineva de aici. Nu prea mi-aș dori să iasă ea de acolo, că n-am chef să mă bag cu ei, dar vedem cum ne este norocul. Hai și tu. Păi ăștia-i bat destul de repede. Ne punem așa pe crouch, deschidem ușița. Îi dăm ăstuia așa o critică. Vino mai în față. Aia, opa. De ce dai, mă? Ți-am dat eu voie să dai. Răule. Opa. Așa, ne punem frumos pe crouch. Îi dăm și ăstuia mare critică pe spate. Iau cățelul ăsta. Schimbăm și arma. Perfect. Îl batem pe ăsta. Bun, hai și tu. Bun, am bătut tot. Mă duc frumos să iau cutia. Ce mi-aș dori eu din cutie? Bine, tradiția pe canal e să nu pice ceva bun, că da, de ce nu? Dar mi-aș dori din cutie mânerul pe macetă. Deci aș vrea mânerul pe macetă pentru că... Na, aș avea nevoie de el, dacă știți ce zic. Așa că... Na, ne vedem direct acolo. Bun, pac, punem așa cutia, rămânem aici, mai punem așa o armă, băgăm niște heal, facem așa și gata. Ăștia doi au greșit drumul, îi bat destul de repede, perfect, mai are puțin. Bun, nu s-a deschis ușa asta. Scrieți repede în comentarii ce o să pice și... Na, eu am zis, aș vrea mânerul pe macetă. Acum să vedem. 3, 2, 1... Ah, lama pe cleaver. Bă, e bună. Nu mă plâng. Bun, o să las eu astea aici, o să le iau eu off-camera, o să lutez off-camera. Știu că de aici mai pică un atașament, deci mai avem o șansă.
Da, n-a picat, aia e. Bun. Așa, o să închid și acest videoclip aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe, să vă activați și clopoțelul. Și da, sper să postez mai des, pentru că da, live-ul de săptămâna trecută a fost un fail total. Și na, n-am mai postat de 2 săptămâni. Deci, da. Până data viitoare, v-am salutat și aveți grijă de voi.